Gabriela Cristia, dată afară printr-un SMS. Prezentatoarea Mireasa, Capricile Iubirii a trăit un moment de coșmar în cariera sa. Gabriela Cristia a fost protagonista unei întâmplări nu tocmai plăcute. Chiar dacă în prezent este angajată Trustului Intact Media Group, prezentatoarea Mireasa, Capricile Iubirii a avut un contract de 11 ani cu cei de la Canal de, contract încheiat printr-un simplu SMS. În perioada 2007-2018, Gabriela Cristia a făcut parte din echipa Canal de colaborare ce avea să se termine, pentru prima dată, în 2012. Prezentatoarea TV a avut parte, poate, de cea mai mare umilință din viața profesională. Gabriela Cristia a fost concediată printr-un SMS. Colaborarea cu echipa Canal de a început în anul 2007, Gabriela Cristia debutând ca moderatoare în reality show-ul Noră pentru Mama. În 2011, formatul emisiunii a trecut în grila de programe de la Antena 1, sub un alt nume, Mireasa pentru fiul meu. Un an mai târziu, în 2012, Gabriela Cristia a fost concediată de către șefii de la Canal de Ruptura nu s-a produs într-un mod obișnuit și faiersc. Vedeta a fost înștiințată că a fost dată afară printr-un simplu SMS. Despărțirea a durat doar un an, iar în anul 2013, șefii de la Canal de și prezentatoria TV s-au împăcat, Gabriela devenind, astfel, parte din proiectul Te vreau lângă mine, format ce fusese prezentat anterior de către Viorica de la Clejani și Niculina Stoican. Anul 2018 a fost decisiv pentru cariera Gabrielei Cristia. Vedeta a încheiat, definitiv, colaborarea cu postul Canal de și s-a alăturat rustului intact Media Group. Revenind în prezent în anul 2023, Gabriela Cristi a anunțat că urmează să fie gazda emisiunii Te iubesc de nu te vezi, format cu care, de altfel, și-a început colaborarea cu Antena Stars în 2018. Ultimele retușuri au fost făcute, chiar și cele mai mici detalii au fost puse la punct pentru filmarea emisiunii. Vedeta a anunțat revenirea formatului TV pe rețelele de socializare, acolo unde chiar le-a arătat fanilor câteva cadre de pe platourile de filmare. Am început, dragilor. Se fac ultimele retușuri. Pentru că în curând o să dăm rec. E toată lumea pregătită. Toți sunt prezenți la datorie. E o zi importantă. La prima emisie, întotdeauna există mici probleme care se remediază încet-încet. Operatorii sunt pregătiți, macaraua e pregătită și oamenii sunt pregătiți. Nu vă arăt mai mult. Eu sunt pregătită de când mă știu, la mine e simplu. Prima zi s-a terminat. E greu la prima ediție, întotdeauna sunt lucruri de reglat și întotdeauna mai sunt lucruri de lămurit, dar, oricum, o să vedeți din vară, care sunt noutățile pe care le aducem. Voiam doar să vă arăt această pastilă frumoasă pe care scrie te iubesc de nu te vezi. Da, e un proiect nou și totuși vechi. Și sper să vă placă. A fost mesajul Gabrielei Cristia.